emisiune sponsorizată de... Bună și bine ai venit la un nou episod din emisiunea Beauty Light. Astăzi vom discuta despre un subiect foarte important în domeniul stomatologiei și anume ortodonția și legătura sa cu estetica facială și sănătatea orală. Vom explora cum ortodonția nu este doar despre dantură, ci și despre felul în care aceasta poate îmbunătăți armonia facială și poate oferi o mai bună calitate a vieții. Ce este ortodonția și de ce este importantă? Ortodonția este latura stomatologică care se ocupă cu diagnosticarea, prevenirea și corectarea malpozițiilor dentare. Aceasta nu vizează doar alinierea corectă a dinților, ci și corectarea fizionomiei. Prin corectarea acestor probleme, putem obține un zâmbet sănătos și frumos. Când vine vorba despre impactul ortodonției asupra esteticii, este important să amintim câteva idei de bază. Și anume, ortodonția ajută la alinierea corectă a dinților, asigurând un zâmbet simetric și plăcut estetic. Un zâmbet corect aliniat poate influența conturul feței, aducând armonie în profilul facial. Reducerea problemelor de ocluzie. Corectarea ocluziei poate îmbunătăți funcția masticatorie și poate preveni problemele asociate, cum ar fi durerea facială. Haideți să vorbim despre beneficiile estetice și sociale ale unui zâmbet frumos. Aici amintim trei puncte cheie. Un zâmbet frumos și corect aliniat poate crește încrederea în sine și poate spori interacțiunile sociale pozitive. Zâmbetul plăcut are un impact pozitiv asupra succesului profesional datorită încrederii sporite și a unei prezențe mai puternice. Un zâmbet atrăgător poate facilita o comunicare mai deschisă și mai pozitivă cu ceilalți. Ortodonția corectează problemele de ocluzie care pot cauza dureri și disconfort. Un aliniament corect previne problemele dentare, cum ar fi cariile și boala parodontală. Iar aici aș vrea să fac o mică paranteză în care să discutăm puțin despre acest subiect, care din punctul meu de vedere este foarte important. Întâlnim foarte frecvent pacienți cu probleme parodontale, chiar și tineri cu care încercăm să lucrăm eficient la nivel de prevenție, educându-i în legătură cu o igienă corectă. Cu toate astea, unii pacienți parodontopați au ca rădăcina problemei o ocluzie dezechilibrată. Ce reprezintă ocluzia dezechilibrată? Ocluzia este modul în care dinții se închid și se aranjează atunci când închidem gura. Mușcătura dezechilibrată apare atunci când dinții nu se aliniază corect și nu se încadrează în poziția ideală de închidere. Asta duce la o distribuție incorrectă a presiunii asupra dinților și a țesuturilor parodontale. Dinții care se închid incorrect pot exercita presiune excesivă și traume repetitive asupra țesuturilor parodontale, care în timp pot duce la retracție gingivală, afectarea osului sau chiar pierderea dinților. Trauma continuă cauzată de ocluzia dezechilibrată poate deschide calea pentru infecții și inflamații, crescând astfel riscul de parodontită. Aș vrea să termin acest episod spunând că ortodonția nu este doar despre a obține un zâmbet perfect, ci și despre a îmbunătăți estetica facială și calitatea vieții. Haideți să investim în sănătatea și frumusețea noastră orală pentru un zâmbet strălucitor și încrezător care ne definește și ne completează. Aceasta a fost o călătorie în lumea stomatologiei, prin care vrem să încurajăm pe toată lumea să acorde o atenție specială igienei orale. Tocmai de asta oferim cadou un pachet de periaj profesional și de tartraj cu ultrasunete în cadrul clinicii Smile & More by Andreea Bărbulescu. Ce trebuie să faceți? Să-mi spuneți părerea voastră despre subiectul acestei săptămâni într-un comentariu la postarea acestui episod. Toate răspunsurile vor intra în competiție. Alegem câștigătorul prin tragere la sorți și îl aflăm în fiecare vineri la ora 18. Mult succes tuturor! Play